De azi începe vaccinarea antigripală. Județului Giurgiu i-au fost repartizate un număr de 5200 de doze de vaccin, care deja au fost distribuite către spitalele din județ și centrele de bătrâni. Dozele de vaccin au ajuns și la cabinetele medicilor de familie, unde pacienții sunt programați deja pentru imunizare. Oamenii așteptau încă de la 1 octombrie, în alți ani știau că s-au vaccinat ceva mai devreme. Acum este bine că a venit, eu spun că este foarte eficient în perioada aceasta, deoarece încă n-a venit gripa. Să nu confundăm gripa, care este o infecție severă, cu febră, cu dureri musculare, articulare, cu bronșite, care poate coborî până la pneumonie, deci să dea atât virusul gripal în formă de pneumonie, cât și alte virusuri să dea forme de pneumonie, când suprainfectează o infecție gripală sau stafilococcus. Stafilococcus e o bacterie care produce adevărate bule de aer, adevărate spații libere în plămân într-o suprainfecție. Deci virusul gripal trebuie combătut și cel mai bine se combate prin profilaxie, adică prin prevenire. Deși sunt păreri pro și contra vaccinului antigripal, medicii recomandă vaccinarea pentru evitarea unor posibile complicații ce pot apărea în urma unei banale gripe. Este foarte important, mai ales pentru anumite categorii de persoane pe care o să le enumăr, și anume copiii, mă gândesc la copiii până în copiii și adolescenții, undeva 14-16 ani, chiar și pentru studenții, cei care vin în contact cu alți copii, tineri, adolescenți, deoarece virusul gripal este extrem de transmisibil, practic creează epidemii. Epidemie înseamnă epidemos, deci răspândirea în populație foarte, foarte rapidă și foarte ușor de transmis de o persoană la alta. În plus, în vârstnici, pacienții peste 65 de ani, cu diferite tare, cu diferite boli, sau pur și simplu datorită faptului că vârsta înaintată scade imunitatea. Și sunt bolile la risc, aș enumera aici insuficiențele cardiace, renale, insuficiențele de organ multiple, bolile hepatice, atâta vreme cât nu sunt sever de compensate, pot să primească vaccinul gripal. În plus, sunt și categoriile profesionale, m-aș gândi la medici, m-aș gândi la cadrele didactice, cei care lucrează în vămi, poliție, cadrele militare. În primă fază vor beneficia de vaccinare antigripală copii cu vârste de până la 6 luni, bătrânii și bolnavii cronici.